Și domnul consilier, ședința extraordinară a Consiliului Local al Primăriei Județul Bacău, întâlnită astăzi 30.06.2021, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 12 consilieri, dintr-un total de 14. Decizie motivată de domnii Monsieur Viorel Remus și poate Vasile de Gabi, care sunt plecați asta e datate. Conform înțelegerea privată, președinte de ședință este ales deja, pentru perioada de 3 ori, în persoana domnului Calavan Ali. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua! Bună ziua, domnule primar, doamna viceprimar, domnul secretar. Mulțumesc colegilor consilieri că m-au votat, în unanimitate. Da? Aș vrea să trec, direct la subiect. Dacă avem ceva de adăugat la procesul verbal la ședința anterioară, se pare că nu. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Așa. Este votat cu 11 voturi. Aș vrea să văd că domnișoara Avram nu a fost până la ședința anterioară. Nu s-a și votat. Da. Putem începe ordinea să citim ordinea de zi? Da. 1. Proiectul de lege privind constatarea, începând cu data de 31.05.2021, a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Bohoc Marius, ales pe listele Partidului Național Liberal de la Comuna Liber, județul Bacău, înainte de expirarea duratei normală a acestuia, ca urmare a demisiei din calitate de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Liber, județul Bacău, și declararea ca vacantă locului de consilier local, ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei Liber, inițiat de primar și ales din partea tuturor comisiilor de specialitate. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Liber în cadrul programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Fondul pentru Mediu, denumită continuare program, inițiat de primar și avis din partea tuturor comisiilor de specialitate. Inițiatorul proiectelor de hotărâre este primarul Comunei Liber, județul Bacău, domnul Sorin Ichel. Asta este ordinea de zi. Cine este pe acolo? Frumos? Da? Cu 12 voturi pentru, s-a aprobat să votăm. Da. Începem cu primul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind constatarea, începând cu data de 31.05.2021, a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Bohoc Marius, ales pe listele Partidului Național Liberal de la Comuna Liber, județul Bacău, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei din calitate de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Liber, județul Bacău, și declararea ca vacantă locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei Liber, inițiat de primar și ales din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate. Da. Comisia numărul 1 de favorabil. Favorabil. Dacă aveți ceva de adăugat, înainte de a vota. Da, nu este nimic. Cine este pe numărul? Frumos? 12 voturi pentru a fost aprobat cu unanimitate de vot. Trecem la punctul numărul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Liber în cadrul programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Fondul pentru Mediu, denumit în continuare program, inițiat de primar și ales din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisia de specialitate, numărul 1, de aviz favorabil. Comisia de specialitate, numărul 2, aviz favorabil. Comisia de specialitate, numărul 3, aviz favorabil. Dacă aveți ceva de adăugat la acest proiect, da? Atât. Mai e cineva? Nu. Da, spune domnul profesor. Și nu poate faptul că am primit târziu materialul, de fapt, probabil nu l-am primit. Poate de detaliază un pic domnul primar, și vorbim.
singură sau doar ne înscriem într-un, într-o listă de așteptare. E un program la care încercăm să adinăm, ca să nu e ceva care deja... Deci, acest program este pe Ministerul Mediului, la Ministerul Mediului, în care eficiența energetică pe instituțiile de învățământ. Ce pot să vă spun? Putem accesa aceste, aceste proiecte pe unitățile de învățământ care în ultimii 2 ani nu, au, nu s-au finanțat pe anumite surse de finanțare, adică nu s-au făcut investiții pe școli. Având în vedere că școala Scărina nu a beneficiat de nicio finanțare, nu s-a, nu s-a făcut lucrări în ultimii, de fapt, cred că din 2008 sau 2008, cred că a fost ultima investiție cu grupul sanitar. Așa ne încadrăm cu, cu acest, ne putem încadra pe acest proiect. Eu sper să-l, să-l și rezolvăm, să-l ducem la capăt. Bălăreasa nu, nu. Bălăreasa nu. Bălăreasa nu, de fapt. Bălăreasa 1 nu se încadrează. Bălăreasa 2 nu, pentru că au fost investiții. Liderul 2 a fost investiții, 1 s-a lucrat, Poiana da. S-a făcut singura. Deci nici nu am specificat școala, pentru că nu era... Nu aveam de ce. Dar aici v-am prezentat că singura școală de comun care se poate încadra este școala Scărina. Da, mulțumesc. Da, atunci mai e cineva? Supunem la vot. Cine este pentru vă rog? Vreți tot ce vă rog? Vreți să vă rog? Da?